Bună ziua! Domnule primar, stimați consilieri, permiteți să începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Permiteți să fac prima propunere. O să continuăm cu domnul viceprimar, domnule Venuș Bogdan, care a suplinit absența domnului Bracnă. Comisia de urbanism, dacă mai aveți alte propuneri. Dacă nu, supun propunerea la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. La Comisia Economică mai aveți alte propuneri, vă rog frumos. Dacă nu, supunem la vot menținerea domnului Legănuș. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Comisia juridică. Comisia juridică. Menținem și noi aceeași propunere. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNI S.A., amplasamentului și asigurarea condițiilor de vedere a executării obiectivului de investiții proiect tip construire bază sportivă tip 1, strada stadionului numărul 2, municipiul Moinești, județul Bacău. În municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți doar o intervenție. Mai multe de viață făcute la Compania Națională de Investiții, reușim să promovăm un proiect pentru realizarea și modernizarea bazei sportive. Inițial am predat întregul teren de la baza sportivă, având în vedere că CNI-ul poate construi doar pe un teren liber de sarcini, nu era bine să demolăm această tribună pe care o avem acum, în care își desfășoară activitatea parte din activitățile clubului sportiv. Așadar, am renunțat să mai predăm la CNI partea cu tribuna și stadionul pe care se joacă acum și să predăm doar stadionul numărul 2 cu acele clădiri care trebuie demolate înainte de începerea lucrărilor, unde se va plasa un mini-teren de fotbal, cât și o parcare în partea din spate a terenului actual. Am delimitat zona respectivă pe care va interveni CNI-ul, de aceea ne-a solicitat această hotărâre de Consiliul Local, pe care vă rog să o susțineți pentru că este în interesul realizării acestui obiectiv. Mulțumim mult. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu, să supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții, vă rog. Dacă nu, spune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Comisia juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Patru. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, construire modul comercial, piață, strada Vasile Alexandri, municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. Și aici, dacă îmi permiteți, am luat decizia să construim aceste module în locația dintre acel magazin chinezesc și hala de la piață. Știți cu toți, am cumpărat an de an corturi, le-am pus, vine vântul, le rupe, le deteriorează. Cerere este pentru amenajare de spații, pentru închirierea lor. Am considerat că e bine să facem, să modernizăm. Piața este într-o modernizare continuă și mai rămăsese acea zonă. Așadar, am făcut proiectul tehnic, există autorizație de construcție, urmează executarea acelei lucrări. Mulțumim mult. Comisia de urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, vă rog, dacă aveți întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc.
Comisia de Grijă, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 149 din 03-10-2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire, strada Vasile Alexandrin numărul 52, setiul direcției de asistență socială din municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Economică, întrebări, discuții, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri? Mulțumesc! 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind stabilirea votului de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANR în municipiul Moinești de Târgu Bacău. Comisia de Urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în administrare către Spitalul Municipal de Urgență Moinești a locuinței situate în municipiul Moinești, strada Libertății, blocul de 1, apartament 22, județul Bacău. Comisia de Urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Pe Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 8. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești de Sul Bacău. Comisia de Urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Juridică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Tudor Gardinescu, numărul 151C, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Juridică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru?
Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii propunerii schimbării destinației unui părți din clădire imobil a căminului liceului teoretic Spiru, care este muncită Mănești, strada 2, numărul 25, anul județul 4. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă o sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Propunem, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Juridică, întrebări? Vă rog, dacă ne puteți spune în ce constă schimbarea destinației. Ce destinație nouă va fi și dacă se schimbă ceva din numit, că n-am găsit în documentele noastre. Este vorba de suprafață de teren care va fi dată la administrare companiei Ministerului Sănătării. Nu, la Spirul Haret. La Spirul Haret. Este vorba despre un nivel al căminului de la Spirul Haret, care a fost dat în administrare din anul 2011 Spitalului Municipal de Urgență Măinești și, unde au fost repartizate acele camere pentru, în vederea locuirii pentru medici rezidenți care se află încă în program de învățământ și lucrează la Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Și acum trebuie să reluăm procedura de avizare, iar pentru minister ne trebuie această propunere, un acord al Consiliului de Administrație al Instituției de Învățământ și un aviz al Inspectoratului Școlar. Avem și avizul de la Inspectorat, urmează ordinul de ministru. Da? Dacă mai aveți și alte întrebări, discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotriva? Vreau să fac pentru, nu? Așa. Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării unei cantități de masă de masă pe picior din fondul forestier proprietatea municipiului Măinești de Sulpatru. Permiteți-mi, fiind prima comisie, să fac nominalizări pentru cele trei comisii. Da? Pentru prima comisie, domnul Teatru Neculai, pentru a doua comisie, domnul Ioc Cornel, iar a treia comisie, domnul Botezatul Silviu. Comisia de urbanism, dacă mai aveți alte propuneri. Domnul Musio Filian. La prim. Da, mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? O să supunem la vot propunerile. Deci prima propunere a mea. După care o să propunem și supunem la vot și vă doua propunere. Deci, având în vedere că au mai fost discuții în plen, eu propun să votați înainte de proiectul de hotărâre unde este vorba de nominalizarea consilierilor, dacă doriți vot secret sau vot la vedere. Dar la plen, cred eu. Vă rog să-mi permiteți să fac o precizare. În vorba articolul 139 al 6 din Codul Administrativ, votul referitor la persoană este întotdeauna, și repet, întotdeauna, vot secret. Acum, cum mai reglementează Codul Administrativ? Propunerile nu sunt corecte să se facă în comisie. Comisia dă un aviz consultativ în ceea ce privește condițiile de fond, de formă și pe obiectul proiectului de hotărâre. Propunerile se fac în plen. Și se fac în funcție de structura politică a Consiliului Local. Adică PNL 3 propuneri, PSD 2, ceilalți câte una sau cum considerați dumneavoastră de cuvință. Dar propunerile se fac în plen pentru că atunci apar discordanțe între propunerile din comisie și propunerile din plen. Și există, eu vreau să vă fac propunerea în plen, dacă mi-o însușiți, dacă nu, după alegerea președintelui de ședință, președintele trebuie să alcătuiască un secretariat general pentru vot secret și este foarte simplu, nu trebuie să
luăm în calcul că votul secret îl facem cum am făcut alegerea viceprimarului. Nu. Ar trebui înainte de ședința Consiliului Local, personalul de specialitate al Consiliului Local să, în funcție de proiectele de hotărâre, astăzi avem 4 proiecte de hotărâre, 11, 14, 15, 16, care se referă la persoane. Ar trebui făcute niște buletine de vot. Am văzut cum se procedează la municipiul Bacău. Nu am pregătit de jos. Și atunci se trec propunerile, se distribuie la consilieri. Consilierii taie pe cine trebuie să pune da sau nu, cum prevede codul administrativ. Și am rezolvat și problema. Deja erau pregătite. Foarte bine. Mulțumesc frumos. Da, luăm acum, zic eu, și o să facem. Dați aviz consultativ pe proiectul de hotărâre. Așadar, la moment. Da, nu m-a aviz. Da. Deci comisia... Am dat odată în ședință, mă dăm a doua. Da? Da. O să solicităm, da, modificăm în timpul jocului. Deci, da, nu este greșit, domnul președinte, de a face propunerile pe comisii de specialitate, urmând ca votul să facă secret în plen. Nu mai e plen. Deci votul se va face în plen. Pentru că la mintere în plen trebuie să mă reîntorc la comisiile de specialitate pentru a susține fiecare de o propunere. Nu este corect să facă altfel propunerea în plen. Am aviz atunci pe acel proiect de hotărâre, fără propune. Nu trebuie să mă reîntorc în comisii. Dacă o să reglementăm astfel sau altfel prin proiectul de regulament care va fi întocmit, atunci o să, la momentul acela, o să respectăm. Sigur. Deci o să continuăm cu aprobarea, deci cu propunerile pe care le-am făcut acum și o să continuăm cu ședințele următoare după aprobarea regulamentului în toată urmă. Deci, de la PNL, spui ce mă da. Deci, primele propuneri, domnul Dreagnă, domnul Ghioc și domnul Botezatul Silviu. Dar sunt de acord cu domnul Busioc la prima comisie. Da? Cine este pentru? La Comisia Economică, dacă mai aveți și alte propuneri, vă rog. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, deci la prima comisie cu domnul Vreagnă și domnul Busuioc, la a doua domnul Ghioc și la a treia domnul Botezatul Silvi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Două abțineri, da? Comisia juridică să întrebări legate de proiect și mergem pe aceleași propuneri de la prima comisie. Mai trebuie să două propuneri, pentru comisia a doua și comisia a treia. Dacă sunt propuneri. Da, aș avea o propunere pe doamna Raluca Lăzăraie pentru comisia din cetate. Comisia a doua, nu? Raluca Lăzăroaie. Și pentru comisia a treia? Budacă. Domnul Budacă. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, supunem la vot propunerile. Proiectul cu propunerile făcute pe comisie. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abține. Punctul 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă în municipiul Mărinești pentru anul 2021. Comisia de urbanism. Discuții întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri? Mulțumesc.
13. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul unității administrative teritoriale în municipiul Mânești a programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2021. Comisia de urbanism, întrebă discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Mânești. Și trimitem ca și la acest proiect să fie un secret și o să trimitem să facă un analizări, după care să consultăm Comisia de Urbanism. Deci pentru această comisie, trei propuneri, domnul Paloșanu Mirel, domnul Regănuș Bogdan, domnul Busioc Iulian. Dacă mai sunt alte propuneri. Comisia de urbanism. Dacă nu sunt, supun propunerile de la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Nu. Da, mulțumesc. Alții. Comisia economică. Mergem pe propunerile de la Comisia de urbanism. Dacă mai aveți și alte propuneri, vă rog. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Mergem și propun să mergem pe aceleași propuneri făcute de celelalte comisii. Și dacă sunt alte propuneri, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot cu comisia propusă. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Deci o abținere. 15. Proiect privind designarea doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare Anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Unității Administrative Teritoriale Mâinești. Comisia de urbanism, dacă aveți propuneri pentru consilier. Busuio Filian. Da. Busuio Filian și încă o propunere. O să mai fac o propunere de domnul Dreaga. Da. Dacă nu mai sunt, supun propunere de la vot. Cine este pentru? Propunerea domnului, dacă nu vă supărați, domnul consilier, se face din comisia dumneavoastră, nu din profesional de comisie. Din cadrul comisiei dumneavoastră, dacă tot vreți să faceți propunerea și nu vreți. Ok. O să-l propun pe domnul Catara, pe domnul Budapă Cristian, deci câte ați avut? Două. O să repet. Deci domnul Budacă și domnul Busuio Filian. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog frumos. Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre cu propunerile făcute la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Câte abține? Da, cu abține. Mulțumesc! Comisia juridică propune... Domnul Dean. Deci, mai avem o propunere. Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute de celelalte două comisii și cea făcută de domnul Busuio. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? O abținere.
16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale pentru întocmirea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Mănești. Vă rog să aprobați și această comisie, acest proiect să fie votat prin consiliere. Și o să fac eu o singură organizare, după care dumneavoastră comisie de urmărit, puteți să propuneți. Deci pentru această propunere, pentru această comisie, domnul Ghiot Cornea. Dacă ne adresați de domnul Cornea. Museu și UDA. Mulțumesc, domnul consilier. Supun cele trei propuneri la vot. Cine se vede? Împotrivă, abține, mulțumesc. Deci la Comisia Economică îl propun pe domnul Legănuș. Și pe doamna Raluca Lăzăroi. Dacă mai aveți și alte propuneri dumneavoastră, vă rog. Dacă nu, spunem proiectul la vot cu propunerile și de la, de la Comisia de Urbanism și propunerile făcute de mine. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. O simplă mențiune vreau să vă spun. Nu înseamnă că ceilalți consilieri nu participă la dezbateri și la domnirea acestui regulament. Cei care sunt în comisie vor proceda și la inițierea proiectului de hotărâre. Pentru că proiectul de hotărâre trebuie inițiat de un grup de consilieri. Asta nu interzice celorlalți consilieri să participe la orice dezbatere, să vină cu amendamente și să definitivăm un regulament care să-l aprobăm în Consiliul Local. Comisia Juridică, dacă aveți și alte propuneri. Dacă nu sunt, mergem pe propunerile făcute de celelalte două comisii și supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, cu abținere. Și 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigneatului financiar pentru luna pentru Spitalul Municipal de Urgență Mănești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul. Poftiți. A verificat cineva dacă e prevăzut în legea sănătății aceste estimări? Sunt prevăzute? Este Consiliul de Administrație care a și promovat hotărârea. Da, prevăzut. Supunem proiectul la vot, dacă mai sunt alte discuții. Cine este pentru? Votul împotrivă? Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Mănești numărul 155 din 17.09.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul, dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea activei sanitare de către Spitalul Municipal de Urgență Mănești. Comisia de Urbanism, întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, votul împotrivă. Abține. Mulțumesc.
2. Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune numărul 5 din 2306-1997. Comisia de organism, întrebat discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abține. O abține. O abține. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Revină, întrebări, discuții? Ce scuzi, eu n-am primit ordinea de zi suplimentară și v-ați întrebat despre ce contract este vorba. Ce contract este vorba? Este vorba despre un contract de concesiune care ajunge la termen în cursul anului următor, dar proprietarul clădirii... Între cine? Cine? Între primărie și chirii? Între Consiliul Local, pentru da, acum 25 de ani, Consiliul Local era cel care aproba și încheia în numii propriu un contract de concesiune da. Și un solicitant, Cristea, care ulterior a cumpărat clădirea, iar această extindere este pe terenul concesionat din noi, este o extindere pe 22 de metri pătrați, acum solicit un credit bancar, iar banca, având în vedere că acest contract ajunge la termen în cursul anului următor, iar perioada de creditare este mai mare, este de 10 ani, solicită o garanție că noi vom prelungi acest contract de concesiune. Conform prevederilor contractuale, durata poate fi prelungită cu 12 ani, adică cu jumătate din durata care a fost încheiată inițial și am propus această prelungire acum. Oricum, contractul ajunge la termen în anul următor, la începutul anului următor. Da. Aveți și alte... Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere? Mulțumim pentru participarea la ședința de comisie, până la ședința de plen. O pauză. O pauză. Un material la diverse, privind activitatea spitalului pe ultima perioadă, cât și în perioada pandemiei. Domnul doctor Cotăleț apare imediat și pentru că trebuie să plece la Bacău, să prezinte acest material acum. Și mai vedeți aceste sacoșe aici, sunt câteva premii pentru cei care s-au implicat într-o activitate pe mediu privind ziua zonelor umede. Sau. Da, nu este nici așa, da? Trebuie să apară. O să facem asta în pauză, asta, nu mai să apară beneficiarea acestor premii. Da. Așa cum vă spuneam, la punctul de vedere avem și un raport, o situație la data de 28 ianuarie, privind activitatea Spitalului Municipal de Urgență, prezent aici în mijlocul nostru domnul manager, domnul dr. Adrian Cotărleț. O să-i dau cuvântul dumnealui, după care aștept și intervenții de la dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că sunt pentru prima dată în locul Consiliului Local al Municipiului Moinești. Trebuie să vă fac o declarație, totuși faptul că mai sunt în cadra ca și profesor la universitate, este sigurul cu care permite ca și manager, îmi dă posibilitatea să fiu în cadrul ședințelor de Consiliul Local, doar dacă ele se țin până la 13. Fiecare dintre noi avem în România de astăzi binevoitori. Intru direct în subiect. Este un subiect care ne-a preocupat foarte mult în ultimele aproape 11 luni. Este un subiect pe care l-a auzit și mass media. Din păcate, noi îl trăim la cele mai înalte cote în fiecare zi. Probabil știți un pic din istorie, nu intru prea mult. Inițial, Spitalul Municipal de Urgență Moinești
fusese desemnat ca spital suport COVID pentru județul Bacău. În urma argumentelor aduse conducerii din Ministerul Sănătății de atunci, în sensul că suntem spital municipal de urgență, noi până în iunie 2020 nu am primit bolnavi COVID, ci am făcut în așa fel încât să reușim să rezolvăm urgențele medico-chirurgicale din județul Bacău și nu numai. Începând de la 1 august 2020, 6 paturi de la contagioase au devenit paturi COVID și 2 paturi din cele 23 din compartimentul de anestezie și terapie intensivă au devenit paturi COVID. În această perioadă, din păcate, adresabilitatea față de spitalul nostru a fost foarte mare și fac precizarea că datele pe care o să vi le furnizez nu sunt numai de la bolnavi care provin din municipiul Moinești sau arealul municipiului Moinești. Din păcate, a fost o evoluție crescătoare de la 31 de cazuri în august 2020 la 91 de cazuri în decembrie 2020 și 72 de cazuri în ianuarie 2021. Am încercat pe cât ne-am stat în putință, având din păcate și cazuri foarte grave, din județul, din tot județul Bacău, Neamț și mai ales Vrancea, să încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. În afară de atitudinea exemplară a cadrelor medicale, care au mers până într-acolo, din păcate, acordând asistență medicală bolnavilor COVID, să fie câteva cazuri și care s-au îmbolnăvit de COVID, nu multe, sub 3% din personalul spitalului a avut această boală, din fericire nu cu urmări deosebite. Deci, beneficiind de acest personal, noi am pus la dispoziție toată infrastructura și medicamentația necesară, încât ne găsim astăzi într-o situație destul de delicată din punct de vedere financiar. În sensul că aceste cheltuieli suplimentare pentru rezolvarea cazurilor COVID, în perioada menționată 1 august 31 ianuarie 2021, au însumat peste cheltuielile normale cu cazurile pe care le aveam, suma de 1.604.289 roi. Din păcate, facem și acum demersuri, din această sumă nu am putut recupera la momentul acesta de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și suntem în discuții destul de aprinse pe acest subiect, decât 252.807 roi. Față de gravitatea cazuisticii pe care am avut-o și fac precizarea că, din păcate, au fost cazuri care au decedat, procentul este de 2% sub procentul național. Și au fost cazuri datorită gravității bolii în care au stat în terapie intensivă, de la omul de rând până la oameni cu înalte responsabilități în societatea românească, până la 35 de zile în terapie intensivă. În această perioadă, la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Moinești a fost și un centru de vaccinare
și folosesc acest prilej și prezența a mass mediei de a face un apel. Vaccinați-vă dacă țineți la sănătatea dumneavoastră și este singura modalitate prin care putem să contracarăm această boală foarte periculoasă. Și vă spun cu inima, în 40 de ani n-am găsit o boală mai pasivă decât această boală COVID. Și probabil unii dintre dumneavoastră ați simțit pe propria piele, din fericire sunteți prezenți aici. În continuare, la nivelul municipiului Moinești, după cum știți, funcționează centrul de vaccinare de la Lucăcești. Relațiile personalului de acolo cu personalul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, cu conducerea și în special cu medicul epidemiolog, doctorița Popescu Raluca, care este venită ca și medic specialist în spitalul nostru de 3 luni de zile, sunt foarte bune. Așa, ca să vă fac o mărturisire, și mama mea, îndeplinind condițiile, a fost vaccinată la centru din Lucăcești. Și îndemnați prietenii, rudele, pe cine știți dumneavoastră, să se vaccineze. Eu vă stau la dispoziție cu întrebări, am zis să fiu cât mai scurt, ca să nu abuzez de timpul dumneavoastră. O scurtă intervenție mai avea și eu. În primul rând vreau să aduc în discuție faptul că a existat o strânsă colaborare în această perioadă, de când a început pandemia, între conducerea Spitalului Municipal, între cadrele medicale, pe executivul primăriei. Am stabilit măsurile ce se impuneau, ce le-am primit și noi de la DSP, de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Și vă spuneam, într-o strânsă colaborare, am reușit să depășim momentele grele care s-au evit pe parcursul acestei perioade. Spunea domnul manager aici despre faptul că funcționează acel centru de la Complexul de Servicii Sociale Lucăcești. Am fost primul centru din județul Bacău care a funcționat, începând cu data de 18 ianuarie. Mult după noi au început cele din Bacău, din Onești, Comânești. Au venit aici persoane nu numai din municipiul Moinești, sunt programate persoane și din alte județe din țară, și din București au fost aici. Au apreciat activitatea de acolo, atitudinea personalului, cât și condițiile pe care le-am creat în acest centru. Așa cum spunea domnul doctor, și eu vă sfătuiesc să faceți acest vaccin, l-am făcut și eu și familia mea. Cred că este singura soluție la acest moment să depășim această criză cu toții. Vorbeam de o colaborare între Consiliul Local, între Executivul Primăriei și Spital, și vreau să aduc în discuție aici câteva proiecte care sunt în desfășurare și nu puține la număr, pentru că e nevoie de dezvoltare atât în sănătate, cât în educație, în sport, în tot ceea ce înseamnă municipiul Moinești. Dar privind la sănătate, vă pot spune că ultima adresă este venită de la CNI în urmă cu câteva zile, prin care s-a aprobat și face parte din lista sinteză și extinderea blocului materno-infantil, acea clădire cu 5 etaje cu heliport pe ea, cât și dotarea cu echipamente medicale acestei clădiri. Am vorbit cu directoarea CNI la sfârșitul săptămânii trecute. Urmează demararea procedurilor pentru realizarea proiectului tehnic și, de ce nu, licitația pentru execuție în curând. Totodată, pe partea de finanțări europene, cu banii europeni, știți că este în derulare un proiect de dotare a ambulatorului de specialitate a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Valoarea este de 2 milioane de euro. Știți acea construcție care se vede în fața spitalului acum tot prin Compania Națională de Investiții, 6.500.000, este în derulare execuția. Anul trecut, tot prin intervenția conducerii spitalului, domnului manager s-a aprobat și s-a virat de la Ministerul Sănătății 3 milioane de ron pentru dotarea cu aparatură medicală, la care Consiliul Local a participat cu 10%, adică cu 300.000 de lei. În acest an este aceeași sumă, 3 milioane, domnul, da, aprobat de la Minister. Vom cofinanța și noi 300.000 de lei în partea de cofinanțarea de 10%. De asemenea, a demarat execuția, demarează, s-a terminat licitația pentru amenajarea și reabilitarea blocului operator, etajul 6, cele două cabinete de intervenție chirurgicale. Da?
De asemenea, tot prin efortul Consiliului Local am achiziționat acea suprafață de teren care nu aparținea spitalului, nu aparținea primăriei din curtea spitalului. Am pus-o la dispoziție pentru amenajarea unor spații pentru tratarea acestui COVID, dar după cum se vede, nu va mai investi statul în astfel de Ministerul Sănătății în astfel de locații. Așadar, cred că vă pune la dispoziția spitalului pentru amenajarea spațiilor necesare, extinderea acelui bloc materno-infantil. Cred că în continuare trebuie să avem grijă cu toții de sănătate, să investim în sănătate și cu sprijinul dumneavoastră vom reuși acest lucru. Mulțumesc mult! Dacă mai dorește cineva? Da, vor găsite, mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Mergând pe principiul că respectul se acordă celor care îl merită și nu celor care îl pretind. Eu cred că domnul doctor Bătrâleț, împreună cu întreaga echipă managerială a Spitalului Municipal de Urgență Măinești, merită tot respectul nostru al tuturor, al întregii comunități măineștiene, precum și al localităților urbane și rurale arondate, pentru că eu am la cunoștință cu un mare procent dintre bolnavii din județele limitrofe se tratează la Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Îi felicit pe toți salariații Spitalului Municipal de Urgență Măinești pentru activitatea desfășurată în cadrul pandemiei, dar nu numai atât. Ne amintim cu toții cum arăta Spitalul Municipal de Urgență Măinești în mandatele anterioare manageriale. Și cum arată Spitalul Municipal de Urgență Măinești, în colaborare cu administrația publică locală, în mandatul managerial al domnului doctor Bătrâleț. A reușit să facă din Spitalul Municipal de Urgență Măinești cel mai mare angajator al municipiului Măinești, cu 554 de salariați. Să ne amintim că eu am făcut un calcul așa estimativ. La bugetul local Măinești vin foarte mulți bani din cote defalcate, reprezentând impozite pe salarii și alte impozite și taxe datorită salariaților de la Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Dar de la bugetul local nu pleacă mai puțin bani, mă refer la bugetul local, către Spitalul Municipal de Urgență Măinești pentru investiții. Pentru că celelalte sume de bani vin de la CNI, de fonduri europene și așa mai departe. În ceea ce privește vaccinarea, felicit administrația publică locală, felicit Spitalul Municipal de Urgență Măinești, vreau să vă anunț și eu și familia mea ne-am vaccinat. Nu sunt reacții adverse așa cum se medializează frecvent. Și domnul doctor, vă rog să transmiteți întregului personal mulțumirile noastre pentru tot ceea ce faceți la Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Mulțumesc! Aș vrea să punctez și eu faptul că centrul de vaccinare de la Lucăcești, cât și cel din spital, a fost foarte bine organizat și este bine organizat. Și să îndemn și eu pe toți colegii din primărie, pe toți cetățenii municipiului Măinești să se vaccineze, pentru că inclusiv familia mea s-a vaccinat și cred că este un lucru benefic pentru perioada pe care o trecem în momentul de față. Aș vrea să mai punctez și dacă poate domnul doctor din timpul dânsului prețios să ne spună câteva lucruri despre intervenția care a fost în spital acum de curând și felicit echipa de chirurgi din cadrul spitalului, pe tot personalul medical din spital, pentru că nu este prima dată când s-a realizat acest lucru. Mulțumesc! Felicitări încă o dată! Eu vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule profesor Greanu, și în calitatea de membru al Consiliului de Administrație și dumneavoastră, domnule consilier local Gelu Macine, pentru aprecieri. Sigur că o să transmit colegilor mei lucrurile acestea. Ne bucură tot când comunitatea locală, fiindcă până la urmă suntem spital al comunității locale, apreciază eforturile pe care întreaga echipă le face. Vis-a-vis de întrebarea domnului profesor,
Vreau să vă spun că acum o săptămână, printr-un efort colectiv, și fac încă o dată precizarea, munca în echipă în Spitalul Moinești este principiul de bază, am putut să facem o recoltare de organe. În condițiile acestea de COVID, numărul donatorilor a scăzut dramatic, din diferite motive. La o persoană din Moinești am găsit, în primul rând, foarte multă înțelegere din partea familiei, fiindcă este primordial acest lucru pentru a continua pașii respectivi. Am respectat toată legislația și vreau să vă spun că nu este chiar așa de simplu să faci, nu numai din punct de vedere tehnic, ci și din punct de vedere administrativ și juridic, în primul rând, această recoltare. Și vreau să vă comunic că din organele recoltate, au de organele recoltate de la acest om, au beneficiat 7 alți oameni care se găsesc în momentul de față în condiții de sănătate foarte bune. Și mă refer în primul rând la cei doi beneficiari de rinichi care făceau dializă unul de 21 de ani. Închipuiți-vă să vă duceți de 3 ori pe să se ducă de 3 ori pe săptămână într-o ședință care durează 5 ore. Iar cealaltă fată de la vârsta de 15 ani. Eu v-aș ruga, fiindcă avem și relații, să spunem așa, în afara cadrului oficial, să-mi semnalați orice vi se pare că nu merge în Spitalul Moinești, fiindcă discuțiile directe sunt, cred că, cele mai normale și benefice, ca să găsim soluțiile respective și să putem menține acest spital la nivelul la care este acum. Vreau să vă mai precizez că suntem angrenați și în alte proiecte, inclusiv un proiect cu fonduri europene pe COVID și care nu este chiar așa de mic, datorită acestor activități, am putut fi eligibil de acest proiect de dotare cu aparatură medicală în valoare de 3 milioane de euro și proiectele în Spitalul Moinești vor continua. Să fim sănătoși. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru cuvintele exprimate. Vă mulțumesc. Și vă rog în același timp, cu permisiunea dumneavoastră, să mă retrag și oricând în timpul până la ora 13 răspund la orice solicitare a Consiliului Local. Numai să fie legal, că mai ales că să filmează. Vă mulțumesc și să aveți o ședință. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumim frumos, domnule. Pentru că mai un pic din pauză, o să invit și cadrele didactice și elevii care vor primi aceste premii să trecem după aia la ședința anterioară. Dacă vreți să invitați doamna Nina, invitați-vă pe bunul obicei. Bună ziua tuturor! Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Pentru că am avut întotdeauna în atenție activitatea de mediu, cât și educația în această privință, astăzi am invitat alături de noi pe cei care au participat și în acest an la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Zonelor Umede. Sunt cadre didactice, directori ale instituțiilor de învățământ. Alături de noi sunt și cei de la Clubul Sportiv care au un material la puncturi diverse privind activitatea Clubului Sportiv Municipal. Dar înainte de a trece la ședința plen, am să prin cu sprijinul colegii mele care se ocupă de activitatea de mediu din primărie, doamna Dana Enea, o să oferim câteva premii celor care au fost implicați în acest eveniment. Așadar, nu este prezent aici un domn care este rezident în centrul de la Lucrăcesc. A ajuns? Domnul Părniță Dobre.
da, mai în vârstă, probabil, n-a putut pleca. A realizat... Poate, dar nu, n-a uite. Domnul Băniță Dobrea, sunteți? Da, poftiți! Vă rog să poftiți în față, domnule. Dumnealui este rezident în centrul Sfinții Voievozi din cartierul Lucăcești. A realizat o lucrare, a prezentat-o primăriei și a spus să aveți și dumneavoastră cunoștință și să îl felicităm cu această ocazie din partea noastră a Consiliului Local. Mă rog să vadă domnii și doamnele și o să găsiți în premiul dumneavoastră și achitarea acestei tabele. Vă mulțumim. Dumnealui vrea să vândă și să vândă lucrarea. Dacă cineva vrea să-i ofere un preț pe ea, este... Vreți să o donați primăriei. Da. Vă mulțumim. Poftiți. Câteva zile. Da. Nu, nu, nu. Domnul primar. Vă rog să dăm. Dacă se poate pentru câteva zile, că aș vrea să o dărisez. Se dă una special pentru pictură, care e... picărul ciuș și, în același timp, îl conservă culoarea. Asta dacă doriți. Da, o să îi spunem aici la primărie. Mulțumim frumos, vă înapoiesc ca să-i realizați ceea ce a spus. Și vă înmânăm și o diplomă în acest sens, da? Felicitări încă o dată! Mulțumim. Și eleva, da? Ghineț, Rusandra Maria, eleva al școlii George Enescu. Aceasta este pictura. Nu poate veni copil. Da. Este doamna profesoară. Domnul Dumea, parcă, nu? George. George. Sau? Doamna Serenia. Puteți rămâne, că sunteți în lista de celor premiați și doamna profesor Simidia Constantin, da? Da. Dumneavoastră, doamna profesor Alina Pistol. Domnul director de la școala Ștefan Lucian, domnul Cristian Comănescu. Doamna profesor Elena Lupașcu. Doamna profesor Simona Cușanu. Doamna educator Lucica Nechifor. Doamna profesor Mihaela Petri. Doamna profesor învățător Iuliana Dârlea. Doamna Dârlea. Am simțit un pic de grea. Așa. Doamna educator Dorina Istrate. Ai link și Istrate, da? Vă dau și planul. Da. Doamna profesor Ioana Adam. Didi. Adam. Adam. Doamna profesor Mariana Bibiri. Adam. Doamna profesor Genoveva Ciobancă. Doamna profesor Vasilica Anișca. Anișca,
domnul director de la școala Cristian Țăran, domnul Ionel Purcaru, doamna Otilia Purcaru, de la grădinița Cristian Țăran, doamna profesor Maria Roxana Moței, de asemenea, de la școala Alexandru Serve, doamna director din primul an. Și Macula Brunescu. La Roxana Maria. Roxana Maria. Roxana. Cristian Țara, Roxana. Cine e la Cristian Țara, Roxana? Doamna Roxana. 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 Doamna Roxana, cine? Moții. Doamna Moții. Da, eu aș vrea să le mulțumesc încă o dată, să-i felicit pentru că sunt participanți la evenimentele organizate de Executivul Primăriei și Consiliul Local, să vă invit la toate evenimentele care vor avea loc de aici încolo și să vă urez succes în activitatea didactică pe care o desfășurați în condiții deosebite acum, în această perioadă când suntem lovit de această pandemie. Investim în educația din municipiul Moinești, sunteți cei care vedeți direct implicarea noastră în proiectele pe care le-am atras și le implementăm. Proiectul de la Liceul Grigore Covălcescu, să-l felicit aici pe domnul director Ivan, am văzut că a intrat în sală. 3 milioane de euro se investesc în această instituție. Școala Ștefan Lucian, care în aproximativ 2 luni se vor finaliza lucrările, 2 milioane de euro prin Planul Național de Dezvoltare Locală. Școala George Enescu, și acolo 1,5 milioane de euro din fonduri europene, de asemenea Alexandru Sever, școala de la Văsiești, la care s-au reluat lucrările. Ieri am participat împreună cu colegii mei și reprezentanții Ministerului Educației la recepția clădirii în care va funcționa grădinița, care astăzi funcționează în clădirea creșei, tot la centrul bugetar de la Ștefan Lucian, sub îndrumarea și coordonarea centrului bugetar de la Ștefan Lucian. Clădirea este gata, s-a recepționat ieri, valoarea este de 900.000 de euro, fonduri atrase din bani europeni, cu sprijinul Ministerului Educației, iată la final această lucrare. De asemenea, este în procedură de licitație lucrarea de la terenul de sport de la Liceul Grigore Covălcescu, suma este de 720.000 de ron, sunt ofertanți, comisie de evaluare, probabil are termen undeva în data de 18 martie, parcă să pornim lucrările și la această bază sportivă cu 3 terenuri de basket, de fotbal și de tenis și o tribună iluminat și împrejmuire. La celelalte terenuri de sport știți că am lucrat în anul trecut, sunt puse la dispoziția dumneavoastră să executăm să realizăm orele de educație fizică. Vă mai pot informa că avem în evaluare ofertelor la Compania Națională de Investiții realizarea unui bazin de not, un bazin didactic, pe fostul sediu al strandului din Lucăcești. Valoarea este de 8.900.000 de ron, aproape 2 milioane de euro. După ce se va termina procedura de selectare a ofertelor, cu siguranță se va semna contractul pentru realizarea proiectului tehnic, cât și acelei clădiri care va fi bazin de not acoperit. Vă mulțumesc, succes în continuare, fericitări pentru ceea ce faceți. Aș vrea să vă adresez mulțumirile și în numele colegilor consilieri locali, nu să ia cuvântul fiecare, de aia mi-am permis să vă adresez felicitările în numele și a dumnealor. Mulțumesc! Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să ia cuvântul, vă aștept aici în față. Dacă nu vă mulțumesc pentru participare, ședința plen va începe imediat. Cine vrea să rămână, este bine. O poză de grup, vă rog. Poză cu toți? Dumneavoastră? Nu-i boi, distanțate. Nu-i boi. Distanțate. O să pot. Lăsați că nu vă cunoașteți, de cât ori. Ce să fără? Ștept. Valentic, îi vă abținam, sigur, că nu scrie de aici. Poate fi o redactivă.
Bună ziua, domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați. În continuarea ședințelor comisiilor de specialitate, derulăm ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești, derulat convocată pentru astăzi, 24 februarie 2021. Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local al Municipiului Moinești în ședință ordinară pentru luna februarie, conform prevederilor articolului 133 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului Municipiului Moinești numărul 114/2021, a fost convocată ședința de astăzi. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți în sala de ședințe un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. Și având în vedere avizele pe comisiile de specialitate acordate deja, supun la vot aprobarea Consiliului Local, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 21.01.2021, în condițiile în care există din partea dumneavoastră completări sau modificări asupra conținutului procesului verbal pe care l-am transmis de dumneavoastră, vă rog să vi-l exprimați. Sunt consilieri care nu l-au primit. Am aflat de această situație în urmă consilier, noi am difuzat și există, am difuzat online, prin e-mail și există lista de difuzare pe care noi putem să vă punem la dispoziție. Nu știm care este explicația conformerea unii dintre dumneavoastră ați primit, ceilalți nu. O să vedem cum putem reglementa. Noi avem confirmarea că toate e-mail-urile au fost transmise. Dacă sunteți de acord, o să găsim și o altă modalitate de transmitere, nu știu cum să procedăm. Am înțeles că nici materialul la ordine de zi suplimentare, o parte din dumneavoastră l-ați primit, o parte nu. Rugăminte pe viitor să se ceară confirmarea de primire și atunci nu o să mai fie probleme de genul. Da, o așteptăm din partea dumneavoastră. Da, deci fiecare să confirme și în felul. Deci, supun la vot aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 21.01.2021. Cine este pentru? Votul împotrivă? Un vot împotrivă? Abțineți? Nu sunteți cu 18 voturi, cu 17 voturi pentru. A fost aprobat procesul verbal a ședinței ordinare din data de 21 ianuarie 2021. Să vă spun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, conform propunerile și avizului comisiilor de specialitate. A fost făcută propunerea ca domnul viceprimar să fie președinte de ședință pentru Consiliul Local în următoarele 3 luni. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Unanimitate de voturi, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru următoarele 3 luni. Domnule președinte, aveți cuvântul pentru a spune la vot ordinea de zi, ordinea de zi suplimentară și pentru a derula lucrările ședinței pe plen de astăzi. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. De dovadă, voi supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare și a ședinței și ordinea de zi suplimentară din cadrul acestei ședințe. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, ordinele de zi au fost adoptate. Voi da citire punctului numărul 3 și anume proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrații prin Compania Națională de Investiții CNI-SA
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip construire bază sportivă tip 1, strada stadionului numărul 2, municipiul Moineș, județul Bacău, din municipiul Moineș, județul Bacău. Vă rog, comisiile de special. Pentru că în sală sunt și cei care se ocupă de, de această activitate a clubului sportiv, aș vrea să menționez că avem în derulare cu, la Compania Națională de Investiții acest proiect pentru realizarea bazei sportive de tip 1, construire bază sportivă tip 1. Inițial am predat întreaga suprafață de teren Companiei Naționale, dar vom folosi doar o parte acolo unde se și investește, respectiv terenul numărul 2, partea de tribună veche din partea dreaptă, clădirile din spate unde a fost baza sau cazarea dinainte, acele spații vor fi demolate, cât și o parcare în partea din spate. Iată așadar, va lua contur și acest obiectiv, urmând pașii pe care avem de urmat. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule primar! Voi da acum raportul comisiilor de specialitate. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, construire modul comercial piață, strada Vasile Alexandrei, municipiul Moineș, județul Bacău și indicatorilor tehnico-economici. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Deci aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 149 din 3-10-2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire strada Vasile Alexandrei numărul 52, anume sediul Direcției de Asistență Socială din Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect, dat la un consilier? Indicatorii economici sunt mai mari sau mai mici față de hotărârea 149? Mai mici. Mulțumesc. Alte întrebări de dumneavoastră pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, permiteți să spun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moinești, județul Bacău. Da, domnul primar? După cum știți, în fiecare an, în luna februarie, se analizează și se aprobă această listă pentru alocarea locuințelor din clădirile construite de Agenția Națională de Locuințe. Vă pot informa că la această oră vor demara lucrările la cele două blocuri din cartierul Lucăcești din fața Catedralei. Au fost oprite lucrările din vina constructorului, a intrat în insolvență, după care faliment, n-a terminat lucrarea, a trebuit reevaluat ceea ce s-a realizat, cât și evaluarea lucrărilor ce au rămas de executat. A fost licitație la Agenția Națională de Locuințe, s-a stabilit constructorul. Ieri am discutat cu dirigintele de șantier, a fost aici la Moinești la Serviciul Investiții. Împreună am sunat constructorul, ne-a promis că pe data de 15 va veni la lucru. Voi credea când voi vedea și eu că vine de pe data de 15. Va fi reanalizată această listă, odată cu recepția lucrărilor la aceste obiective. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Vă rog, în raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect de domenii?
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în administrare către Spitalul Municipal de Urgență Moinești a locuinței situate în municipiul Moinești, Strada Libertății, bloc B1, apartament 22, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind declararea unor bonuri, imobile, teren de uz și interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog la... Domnul primar. Aici este vorba de terenul din jurul clădirii, așa numită hotel cu bază de tratament. La ședința trecută ați văzut cu toții, s-a realizat daliu. Urmează că împreună, mâine sunt la București, am vorbit cu managerul Institutului Național Balnear și împreună vom merge la Compania Națională de Investiții, vom depune cererea de finanțare. Totodată, în paralel, realizăm și această dezmembrare a terenurilor din zonă pentru a atribui și a da în administrare Ministerului Sănătății prin INMRFB și terenul din jur care trebuie amenajat cu parcări, cu cale de acces. Cred eu că prinde contur acest proiect pe care ne l-am propus în acest mandat și cu siguranță vom realiza și această clădire mult dorită în municipiul Moinești, care va deveni o secție sanatorială balneară. Știți cu toții, partea cu 7 etaje este dată Agenției Naționale pentru Locuințe pentru a realiza locuințe pentru cei din sănătate, de la bracardier până la medici, fiind și o modificare a actelor normative că nu mai este restricționat ca un medic sau un alt salariat din instituții sanitare să primească o locuință doar până la vârsta de 30, să aibă doar 35 de ani. Nu mai este o barieră acest lucru. Da, vă mulțumesc, domnule primar. Rog acum raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de voturi, 7. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi. 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Tudor Patimenescu, numărul 151C, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 10. Proiectul hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării destinației unei părți din clădirea imobil a căminului Liceului Teoretic Spiru Haret, municipiul Moinești, strada Azorilor, numărul 25A, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de vot. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării unei cantități de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate a municipiului Moinești, județul Bacău. Având în vedere că s-a hotărât și voi supune la vot, dacă va fi vot secret, am pregătit buletinele de vot, propun și comisia de numărare a voturilor să fie aceeași comisie care a fost în momentul când s-a ales viceprimarul municipiului Moinești, și anume voi da citirea acestei comisii: domnul Breagnă Neculai, președinte, domnul Budacă Cristinel, secretar,
domnul Margin Îngerul, membru, având în vedere că domnul Nini Alexandru Pascalini nu este fizic în această sală, o să-l propun eu pe domnul Dârle Alexandru ca membru și al cincilea membru, domnul Catană Codrin Ionuț. Propun ca această comisie de acum înainte să fie parte la toate comisiile de numărare a voturilor rezultate în urma votului secret. Având în vedere că... S-ar putea la anumite proiecte de hotărâre să fii propus și nu poți face parte din comisia de numărare. Va face, vom acționa exact în momentul respectiv când va fi nevoie. Atunci vor fi înlocuiți din această comisie. Nu mai există aceeași situație. Nu va fi înlocuit. Nu poți, nu participă la numărare. Rămân ceilalți ca să nu... 5 persoane, adică... Da. Măcar 3. Măcar majoritatea trebuie să decidă acolo. Da, da. Nu participă în momentul când este nominalizat în comisie. Da. 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 Vă puneți la vot dacă sunteți de acord. Acum vă propune la vot dacă sunteți de acord cu votul secret și cu comisia respectivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Acum voi cere raportul comisiilor de specialitate. Și anume, raport Comisia de Urbanism cu persoanele care sunt trecute pe buletinul de vot pentru Comisia de Preselecție, Comisia de Licitație și Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Buletinele de vot sunt pregătite. Avizul este dat în comisii și vă rog raport Comisia de Urbanism. E aviz favorabil. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Vă mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și abțineri. Vom proceda la votul în ordine alfabetică. Voi chema consilierii în ordine alfabetică pentru a proceda la votul secret. Buletinele sunt pregătite. Și acum vă rog să-l invit, cum am zis, în ordine alfabetică, pe domnul Acatrin de Sorin. Da. Vă reamintesc, buletinele de vot au o căsuță în dreptul persoanei respective. Vă rog să scrieți da sau nu, în funcție de preferințele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Se pregătește doamna Lăzăroaie la Luca Maria. Se pregătește domnul Botezatu Siliu și domnul Botezatu Sorin. Se pregătește domnul Breacne Nicolae cu domnul Budacu Cristina. Domnul Dârle Alexandru.
domnul Ghioc acolo. Și legătul Bogdan. La prima comisie, voturi pentru Breahnă 16, Busuioc 15, 1 împotrivă.
La a doua comisie, voturi pentru Ghioc, domnul Ghioc 16, Alăzăroaie 15, 1 împotrivă. La cea de-a treia comisie, Botezatul, voturi pentru 16, domnul Budacă, voturi pentru 15, 1 împotrivă. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere rezultatul votului, comisia a fost adoptată cu majoritatea voturilor dintre dumneavoastră, domnilor consilieri locali. Voi supune acum la vot proiectul de hotărâre a punctului 11 cu comisia rezultată în urma votului secret ce tocmai a avut loc. Dacă mai sunt și alte întrebări, neclarități și discuții, vă rog. Da, domnul consilier. Care a fost oportunitatea celor 139 metri cubi de material lemnos? Igienizarea pădurii sau, știu eu, financiară? Având în vedere că sunt scăderi accidentale de copaci, reprezintă și curățarea și igienizarea pădurii, iar scopul financiar este aici în proiectul de hotărâre. Alte întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot cu comisia rezultatul urma votului secret. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul la vot s-a blocat în unanimitate. Voi trece acum la punctul numărul 12 și anume proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie români din municipiul Moinești pentru anul 2021. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, voi supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 13. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul unității administrative teritoriale municipiul Moinești a programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2021. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4. Întrebări, discuții, nerămuriri pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Moinești. Având în vedere că și la acest proiect este tot vot secret pentru eficientizarea sistemului, pentru că ați văzut și dumneavoastră că este anevoios, voi mâna cu aprobarea dumneavoastră pe care o voi supune la vot buletinele consilierilor din bancă, iar plimbarea aceasta nu și are locul. Dacă sunteți de acord cu această propunere a mea, vă rog să supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Acum voi da citire proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Moinești. Având în vedere că a trecut prin comisie, cer avizul comisiilor de specialitate. Vă rog, aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de voturi 7. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Buletinele vor fi împânate pentru constituirea acestei comisii. Se va proceda la vot. Da, domnul consilier. Aștept un buletin. Deci, repet, aceeași procedură în dreptul persoanelor sunt căsuțe prin care vă rog scrieți da sau nu în funcție de preferințele dumneavoastră. Se va proceda la vot, iar aceeași comisie va lua act de rezultatul votului. Vă mulțumesc!
Stabilirea rezultatului votului este acum alt lucru. Imediat voi da citire rezultatului votului, vom trece la aprobare. Comisia de numărare a votului va comunica rezultatul votului prin domnul președinte Breacne Nicolae. În urma votului consilierilor locale, din 18 voturi, 18 sunt valabile. Domnul Paloșanu Mirel, 16 voturi pentru, 2 împotrivă. Domnul Legănuș Bogdan, 17 pentru, 1 împotrivă. Domnul Busuioc Iulian, 17 pentru, 1 împotrivă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere rezultatul votului pentru constituirea comisiei locale, comisia a fost adoptată cu majoritatea voturilor din Consiliul Local. Voi supune acum la vot proiectul de hotărâre împreună cu comisia rezultatul în urma votului secret. Dacă mai sunt alte întrebări, discuții pe marginea acestui proiect, la domnul Balazanu. Scuze-mi, domnul președinte, eu aș dori să trecem la ședința următoare, când mai sunt situații de genul ăsta, la forma care am practicat-o până acum. Pentru că eu, ca privat, dacă mă gândesc de acum 3 ani de zile cât timp pierd și timpul înseamnă bani, mai bine îmi dau demisia. Cine are timp să voteze secret? Eu nu am personal timp și ca mine sunt 90% dintre oameni. Cine stă aici pe banii care plătește statul, e treaba lor. Pe mine nu mă plătește statul, eu îmi fac singur salariu. Da. Și nu numai mie. Eu zic la situațiile următoare, dacă este posibil, să trecem la forma ceva. În funcție de bugetul pe care îl vom administra împreună și vedem cum vom aproba acest buget și ce sume vom primi, voi amenaja o sală care va fi dotată atât cu mobilier, cât cu microfoane la fiecare consilier și o tabletă, așa că aveți puțină răbdare și atunci votul va funcționa mult mai rapid. Dacă îmi permiteți, știu că domnul Paloșanu bate la mine. Eu am intrat în politică după ce mi-am încheiat o carieră profesională. Deci dacă te-ai hotărât să intri în politică atunci când ești și privat, îți asumi toate responsabilitățile și drepturile. Nu instici la nerespectarea legii. Pentru că ce spui dumneata este nerespectarea legii. Dacă tu nu dorești să respecti legea, nu votăm. Eu vă înțeleg, dar azi, dacă este posibil, așa... Păi nu, legea nu-ți dă voie, aici e problema. Și eu sunt de acord. Da, domnilor consilieri, vă rog să respectă solemnitatea acestei ședințe. Voi pune capăt acestei discuții și vom trece mai departe. 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare Anuală a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Unității Administrativ-Teritoriale. Având în vedere că acest proiect este tot reprezentat din Consiliul Local, vom respecta aceeași procedură de votare și anume cu da și nu căsuțele din dreapta persoanelor de pe buletinele de vot. Comisia de validare a voturilor și de numărare va comunica rezultatul. Până atunci vreau aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de voturi din Comisie 7. Vă rog, aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Spuneți, n-ați primit? Vă rog, în funcție de rezultatul vostru, ne va fi comunicat ulterior. Vă rog. Domnul Dâlgea, și vedeți cine n-a mai venit.
Cine n-a primit? Palaton a primit? Aici au primit. Da, am făcut un alt lucru. De două. Cine a primit? Bogdan. Mai sunt domnul doctor. Comisia de numărare a voturilor va da de rezultatul votului, domnul președinte. Da. Din 18 voturi, buletinele de vot exprimate, 7 au fost anulate, deci rămân 11 valabile. Și avem în ordinea celor scriși pe buletinul de vot. Domnul Budacă, 3 pentru, 8 împotrivă. Domnul Busuioc, 8 pentru, 3 împotrivă. Domnul Breahnă, 10 pentru, 1 împotrivă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dar vreau să fac o intervenție. Da, domnul consilier. Faptul că nu s-a înțeles procedura, dacă poate explica cineva încă o dată cum era procedura corectă. Că din punctul meu de vedere, nici acum nu se știe. Deci erau 3 nume pe listă, da? Erau 3 nume pe listă. Noi acolo în comisie, acolo unde erau 3 de da, s-a anulat, vezi, doamne, buletinul. Este corect așa? Normal. Deci au fost solicitate două propuneri pentru a completa această comisie de evaluare a secretarului. Dacă au fost 3 propuneri, în ordinea numărului de voturi obținuți de la de fiecare dintre domnii consilieri propuși, se stabilesc primii 2. Deci, până la urmă, trebuie să numărăm doar voturile. Deci, alea care erau cu 3 de da, nu trebuiau anulate. Nu e adevărat. Deci, voturile cu 3 de da se numără. De ce? Pentru că e posibil ca al treilea, care are tot da, să ia voturi mai multe decât cei din față. Domnul profesor de matematică, domnul profesor... Da, ori la această procedură, unde au fost 3 voturi de da, s-au anulat buletinul. Exact, și care avea mai multe. Deci, să ia voturi de așa ceva. La numeri la fiecare câte au vândut, 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 câte au vândut. Deci, mă rog, în acea comisie care o stabilim și... Cele 3 de da, dacă iau la toți adunate, rămâneau aceeași ordine. Liniște, vă rog. Hai un pic de liniște. Astăzi s-a votat, sunt 2 consilieri care sunt acolo. Deci, clar, eu zic că trebuiau numărați toți și da, și nu câți o punea fiecare. Dar acest lucru îl vom stabili exact în comisie. Dacă vreți să renumărați, n-am nimic împotrivă, dar cred că tot așa e de lăsat. Așa. Așadar, stabiliți, când vom pune regulamentul la aprobare, să aibă și acest amânare. Da, vă mulțumesc și am rugămintea să dau eu cuvântul domnilor consilieri să nu mai vorbim unii peste alții. Vă mulțumesc. Deci, doriți renumărarea voturilor. Rezultatul bănuiesc că este tot același. Va fi același plus la fiecare număr. Haideți să supunem la vot dacă se dorește renumărarea voturilor. Cine este pentru? Un vot pentru. Cine este împotrivă? A, nu, eu mă abțin, deci, având în vedere că majoritatea sunt împotrivă și cu abținere, rămâne la forma inițială cu completările că vor fi reglementate ulterior. Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu comisia rezultată în urma votului secret. Dacă mai sunt și alte întrebări, discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu supune la vot cine este pentru, împreună cu comisia, bineînțeles. Împotrivă? Se abține cineva?
Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale pentru întocmirea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Încă o dată repet, ca să înțelegeți că nu este o comisie care va analiza numai ușa închisă cei 5. Este binevenit fiecare consilier să propună amendamente, să votați în comisie stabilirea celor amendamente și să inițiați proiectul de hotărâre pentru ședința Consiliului Local. De asemenea, avem o solicitare din partea domnului consilier Margine pentru alocarea comisiilor a unor activități care nu au fost cuprinse în activitățile comisiei. Rog această comisie să analizeze și această solicitare. Mulțumesc, domnule primar. Buletinele de vot vor fi împărțite. Repet procedura de votare. Să scrie da sau nu în dreptul consilierului pe care îl preferă în această comisie. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze înainte de a da cuvântul domnului președinte. Voi cere avizele comisiilor de specialitate. Vă rog, aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de voturi 6. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Aviz Comisia Juridică. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte a Comisiei de Urbanism. În urma votului exprimat de consilierii locali, 18 buletine au fost și toate sunt valide. Domnul Ghioc, 17 voturi pentru, 1 împotrivă. Domnul Busioc, 18 pentru. Domnul Budac, 18 pentru. Domnul Legănuș, 17 pentru, 1 împotrivă. Doamna Lăzăroaie, 17 pentru, 1 împotrivă. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere majoritatea voturilor, comisia este adoptată. Aș avea eu de adăugat aici, având în vedere că sunt în această comisie pentru eficientizarea muncii noastre, am să convoc o întâlnire și discuții pe marginea regulamentului la vreo marți. Vă voi contacta atât telefonic cât și pe e-mail. Dar, repet, oricine care nu este în comisie poate participa la discuții și vă rog membrii comisiilor, împreună cu comisiile de specialitate din care faceți parte, să aduceți adnotări și alte propuneri pentru întocmirea acestui regulament. Repet, la marți să avem o întâlnire și o discuție pe marginea acestui proiect. Vă mulțumesc. Acum voi supune la vot dacă mai sunt și alte întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul împreună cu comisia. Rezultatul în urma votului se vede. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea stimulentului financiar lunar pentru Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Vă rog, aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia Juridică. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc.
Voi trece acum la lucrările ședinței ordinare și anume la ordinea de zi suplimentară. Punctul numărul 1 al ordinii de zi suplimentare, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 155 din 17.09.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cod SMIS 141270. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu maxim de voturi 7 pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Ultimul punct al ordinii de zi suplimentare, după care vom trece la diverse, este proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune numărul 5 din 23.06.1997. Raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat cu 16 consilieri și 2 abțineri. Deci 16 consilieri sunt pentru și 2 voturi sunt abține. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat. Vom trece acum la punctul diverse, având în vedere că domnul doctor a prezentat raportul privind situația Spitalului Municipal și v-a fost transmis și dumneavoastră. Voi trece acum la raportul de activitate a Clubului Sportiv Municipal pentru anul 2020. Dau cuvântul domnului primar. Dați-mi voie ca numele dumneavoastră și al meu personal să mulțumesc că au răspuns invitație toți cei care fac parte din Clubul Sportiv Moinești și care conduc activitățile din cadrul acestui club. Vă pot spune că investim în sport în municipiul Moinești. Spun mereu că un leu cheltuit la sport economisește 3 lei la sănătate. Cred că sunteți de acord și în asentimentul meu cu acest lucru. De aceea le mulțumesc și felicit pe acest domn care aduc și performanțe la Moinești. Cu toții cunoaștem parte din performanțele dumnealor și n-aș vrea să încep cu cineva, dar așa cum mă uit în sală, este doamna Mihaela de la tenis de masă. O felicităm, aici are un grup de sportivi care participă în Liga Națională de Tenis de Masă, cât și un grup de băieți acum mai nou, care sunt în competiție. Mă uit aici la domnul Suciu, acolo cel care se ocupă de partea de șah. Și am avut competiții, din cauza pandemiei a fost puțin restricționat, dar sperăm să revenim și cu această activitate în cadrul clubului. Vă mulțumesc! Văd aici antrenorii de la tenis, domnul Cătălin și domnul Mihai Ciocan, și ei cu performanțe. Mai ieri îi premiam aici un elev care a trecut prin mâna Amundurora, un elev, domnul Urzică, care performează de la zi la zi. Iată, a participat la competiții internaționale și poate într-o zi va fi în primii jucători ai lumii. Văd aici pe domnul Manda, care a adus o medalie la Moinești, la powerlifting, să felicităm și pe dumnealui. Mă uit spre cei de la bike, la ciclist, sunt domnul Imobilia și domnul Laurențiu, da. Prin aportul dumnealor am fost finanțați și de Consiliul Județean cu o sumă de 70.000 de lei. Funcționează în sediul clădirii de la asistență socială un club al dumnealor care vin, la care vin copiii, se antrenează, au biciclete, au tot felul de aparatură pentru a se antrena și în perioada sezonului rece. Mulțumesc pentru implicare, să dea Domnul să reușim și acele competiții, cât și pe cei care se ocupă de partea de fotbal, domnul Trofin, domnul Toma, domnul Moței,
domnul Ciobotaru lipsește, cred că e la ore. Am scris acolo undeva în scrisoarea noastră că ne dorim promovarea în Liga 3-a. Eu am scris, depinde de dumneavoastră ce vor face de aici încolo ca să facă acest lucru. De asemenea, în mijlocul dumneavoastră, lipsește domnul Comănescu care se ocupă de partea de basket, dar în mijlocul dumneavoastră este președintele clubului, cel care conduce acest club, domnul Nelu Gârlea. Îl invit în fața aici, dacă vreți să-i adresați întrebări, dacă vreți să ne spună de ceva despre activitatea dumneavoastră, vă rog, domnul Gârlea. Bună ziua și mulțumesc că putem promova sportul municipiului Moenești. Am găsit totdeauna înțelegere. Toți cei care au fost în conducerea primăriei, întotdeauna au ajutat sportul moineștean și mă bucur pentru asta, pentru că în multe localități nu prea sportul a fost lăsat mai la marginea societății. Clubul CSM Moinești a fost înființat de către Consiliul Local în 2009, Club Sportiv Municipal Moinești, în 2009. Am început doar cu fotbalul, iar acum acest club, în cadrul acestui club, se desfășoară activitatea 8 secții de sport. Avem la ora actuală în jur de 242 de copii legitimați care desfășoară activitatea și peste 100 care urmează să fie legitimați în condiții în care vor corespunde. Aceste secții au obținut rezultate deosebite de-a lungul timpului. Am început cu tenisul de masă, care în cadrul secției de tenis de masă ne-am axat pe copiii noștri din municipiul Moinești și am ajuns tocmai în Superliga, în primele 8 echipe pe țară. Momentan, anul trecut am promovat și cu echipa feminină și masculină în Divizia B. Avem două echipe de și Divizia B. Performanța la ciclism, fata domnului Movilă, deci a câștigat o etapă de Cupa României și sunt în continuare perspective frumoase pentru cei care vin din urmă copii să pregătesc. Am fost fericit cu fotbalul pentru că, în general, și toate sporturile și cu caratele, artele marțiale care aici, în domnul Creangă, am fost sporturile de contact, nu prea au fost în vedere pandemia care ne-au stopat din competiții, n-am avut competiții, dar antrenamente s-au făcut, deci la toate secțiile, și fotbalul, și arte marțiale, și toate celelalte secții și-au desfășurat activitatea, atât online, cât s-a putut, că ne-au permis condițiile la stadionul municipal Moinești. Deci o activitate, avem rezultate, deci foarte bine. Menționez că mulți din cei care, din copiii care participă la competiții sub titulatura CSM Moinești, sunt și elevi, unde cu această ocazie s-au prezentat la olimpiadele școlare și mai ales tenisul de masă și basketul au ajuns în primele 8 echipe pe țară. Da, în rest, dacă vreți să mai spun ceva. Da, vă rog. Cât de timp cu mă numesc, sunt coordonatorul de vreo 25 de ani al secției de tenis de la Moinești. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi în rândul dumneavoastră. Constat o bună practică la administrația Vieru și un lucru pe care Comăneștiul nu l-a făcut, eu fiind comăneștean. Și anume, repararea tuturor terenurilor de sport ale școlilor. Pasul 1, ca un copil să-ți vină într-un club sportiv, este să ai infrastructura școlii ok. Felicitări, domnule primar. Operațiunea numărul 2. Am văzut că faceți o investiție foarte frumoasă la liceul Hubălcescu. Toate terenurile de sport din oraș pe care le-ați mochetat, spre onoarea mea sau cred că și spre cinstea mea, am văzut că sunt ușate și pentru tenis. Dar sunt niște terenuri de medie performanță pe care le poate folosi profesorul de sport, populația, copiii care se joacă. Pentru investiția de la Hubălcești, de la Hubălcescu, aveți în vedere să faceți eventual acel teren cu o suprafață de zgurat? Ar fi și ușor de întreținut și ne-ar ridica și nimic. Ne aflăm în procedură de licitație
în evaluarea ofertelor, deci proiectul este deja realizat, deja este emisă autorizația de construcție. Nu se mai poate modifica acum de la teren sintetic la teren pe scură. Dacă aveam această propunere înainte, poate o luam în seamă. Pe viitor, dacă se mai face, dacă autoritatea locală mai face în teren de tenis, putea să faci? Cu siguranță există acel teren de tenis, care nu îl putem numi teren de tenis acum, în apropierea incintei de la stomatologie. A fost de două ori la licitație, am vrut să externalizăm, poate cineva vrea să investească acolo. Nu s-a prezentat nimeni la licitație. Dacă am avea o solicitare, cu siguranță vom repeta această licitație, este făcută evaluarea, pentru că autoritatea locală a investit în curțile instituțiilor de învățământ, iar un teren, cred eu, privat, ar fi fost bun pentru ca cei care vor să presteze această activitate, să plătească și să o efectueze. N-a venit nimeni la licitație, aștept în continuare dacă sunt solicitări. Să știți că investiția pe scură ar fi și rentabilă, pentru că, sigur, nu este o mare de iubăt aici. Niște pasionați cu care mă știu de ani de zile. Căutați pe cineva care vrea să investească, urmăm pașii, găsim, da? Înțeles. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc succes. Mulțumim. Dacă mai este cineva care vrea să adreseze întrebări, să ia cuvântul, dacă nu, mulțumesc, domnule președinte, felicitări din partea mea Clubului Sportiv Municipal pentru rezultatele obținute și pentru profesionalismul de care dau dovadă antrenorii tuturor secțiilor. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc și conducerii pentru Consiliul Local, pentru că ne-au sprijinit tot timpul în activitățile noastre. Vă mulțumesc. Voi trece acum la ultimul raport de la punctul diverse și anume raportul de activitate a Direcției de Asistență Socială Moinești pentru anul 2020. Dacă este cineva care vrea să ia cuvântul, are neclarități în legătură cu acest raport? Dacă nu, vă mulțumesc. Dacă sunt și alte intervenții, vă mulțumesc, având în vedere că au fost securizate toate punctele de pe ordinea de zi. Dacă mai sunt și alte adnotări la diverse, declar ședința încheiată. Vă mulțumesc, o zi bună!